o săptămână fără gaz. Eu am copii mici, eu trebuie să vedem ei, să le fac mâncare, că ei nu se poate așa. De gaz nu putem da drumul la gaz. Deci nu știu dacă nu dați drumul, luați dumneavoastră legătura cu prima autorizată, nimeni mai... Am spus, eu vreau astăzi gaz, că eu am copii mici, eu trebuie să le fac mâncare, deci nu o să mă lăsați la fana. Nu? De 3 săptămâni am făcut verificare, adică în noiembrie am făcut verificarea la tot și am plătit. Acum mă lăsați iar în așteptare. Cei de la casă îmi spun să iau copii autorizată să vină să facă verificarea. Păi tot așa, mă, că eu nu pot să stau eu acum cu doi copii mici ca să umplu să-mi vină să-mi repare, să-mi remedieze toată dimensiunea. Deci defecțiunea va fi suportată de către asigurare ăstea. Mai departe.